Genul programului. Comedie. V-am chemat ca să retrag tot ce am spus anterior. E o confuzie. Puteți să faceți ce vreți cu Anastasia pentru că e sănătoasă tun. Doar că trebuie să plusați un pic la bani. Poza, mi se pare mie, sau chiar vrei să iau boală la ea, să îmbolnăvesc, ca să se scap de mine definitiv și ca să nu mi-mi plătești mie facturile care restanță? Nu, patroane, doamne ferește, cum? Nu s-ar fi rușine. Te-ai tins pe pot de discount, iu, oha! Anastasia să-și facă analizele. N-are nici urmă de tuberculoză. Deci, n-am vrut să vă îmbolnăvesc, domnul Maho. Așadar, îmi reacordați discounturile alea la băuturi? Dar pe jumate, pentru că ai rezolvat doar jumate de problema. Dacă le vrei între ca înainte, trebuie să rezolvi și celălalt jumătate. Pentru că a fost jumătate sănătatea anestesiei și celălalt jumătate anestese carne și os. Carne și... O convins să mă vrea. Cum să te... Păi ea nu mă vrea nici pe mine. Păi normal că nu te vrea. Nu vezi că ești zgârcit? Vreau să spun că nu prea o interesează bărbații. Degeaba o sfătuiesc eu ca să... Păi atunci degeaba insist cu discontul, să știi? Domnul Maho, eu am senzația că fac special să nu-mi la curs. Și că vrei să rupi relațiile noastre tradiționale de bună cooperare. Să știi că nu faci bine. Vezi că s-ar putea să-ți pară rău. Mai ameninți? Nu, domnul Maho. Doar ziceam și eu așa. Că mai știu și eu oameni influenți pe aici, pe acolo, care ar putea să-ți facă greutăți. Ei, dacă mai ameninți, să ia adio și de la cealaltă jumătate de discont de recâștigată, da? Hai, pași pe covoraș. Ăla zburător, bă, Aladin de Dâmbovița ce ești. Și uite la ce m-ai enervat. Bă, dar frate ești, bă. E, lasă că vede el. Hai, salut, Barosane. Auzi, am și eu o problemă cu distribuitorul de băuturi. Vrea să ne mărească prețul. Nu-l trimis tu pe Mușchiulică să-i reorganizeze puțin politica de prețuri? Da, turcul ăla, Maho. Da? Atunci o să încerc să rezolv eu. E clar, ți-a cerut bani ca să acționeze, nu? Mi-a cerut bani. Dar ar fi fost bine să-mi ceară bani. Că mă scoteam din discounturile lofomistul ăla. Dar a zis că nu se bagă. Băi, normal. Deci că și ăla plătește taxă de protecție la el. Și triplă, care 3 baruri. Păi da. De? Distribuitor de băuturi își permite. Contrabandistul, da, hoțul, da, infractorul, da. Vedea lași cu mascați la poartă, da. Cu ce fel de mascați? Cu jandarmi sau cu cai mascați și cu fanfară? Varianta a doua. Dar fără fanfară, că face zgomot și costă. Cântă-mă șapta. Agent Mirabela, unde? Nu interveniți dumneavoastră. Așteptați sosirea echipajului nostru. Da. Hai, Poponis, răspunde. Răspunde că e o urgență, nu te chem la mine. Hai, mă, Chioreti, măcar tu răspundi. Hai, că singură n-am voie să intervin. Mamă, nu pot să cred. Mărlan. Alo, Mărlani? Mirabela, tu ești?
sau doar te visez? Eu sunt. Sună în vilă că eu n-am telefonul și transmite-le lui Poponesc și lui Chioreti să plece urgent spre barul Almaho, că se dă o spargere acolo. Bine, iubire. Da, mira. Da. Pupăză, sari repede în pantalon că avei hoții la tine la bar, mă. Cum? Lasă-mă că o să plece când o să vadă că e închis. Cine era? Mârlanu, ci că au venit niște hoți la mine la bar. Asta sigur e mâna lui Poponeț, că ar face orice să ne strice intimitatea, să vezi ce-i fac. Păi, lasă-o, dragă, nu te deranja că mă duc eu. Acum dacă m-am enervat, lasă-mă pe mine, plus că eu îi sunt șefă. Păi da, dar tu ești șefă la birou, aici în casă eu îi sunt șef. Mă zici, stai așa, unde pleci? Trezirea-mă! Ce? Scoate-mă, băi! Ce? Ai zăzanie, milițiene, a? Să nu mai așa face! Ce faceți aici? Ce să fac, Poponețule? Constat o nouă măgărie de-a ta! Dar, ghinion, că de data asta nu ți-a mai căzut în plasă. Dar ce am făcut și că nu știu nimic, eu dormeam? Poponețule, lasă circul, că știm că tu l-ai pus pe Mârlanu să mă sune să-mi spună că e spargere la mine la bar. Eu? Îl omor, îl sparg? Îți dai seama ce nenorocie mici? Ia uite, apel de la Mirabela? Fiute, șoamă! Păi și de ce n-ați răspuns, mă? Poate e vreo urgență? Au fost telefonele pe Silent de la teatru. Dacă așa ajunsem. Da, și... Dar ce urgență este? Aia de care zice Mârlanu, că l-a fi pus Mirabela să sune pe fix dacă nu ne-a prins pe mobile. Dacă chiar e spargere la mine la bar? Echipați-vă mai repede și interveniți și mai stați! Echiparea! Ieșiți afară că nu pot să mă dezbrăc! Hai! Suntem cu dinainte afară, bine! Rămâniți acolo calm, că echipajul e pe drum. Nu vă enervați că vă deconspirați. Dacă o vinil a furat, nu pleacă ei așa imediat. Deci n-ai sunat tu, Poponețule, nu? Atunci cum se face că nu e nici urmă de hoț, a? Și ce mă-ți pare rău? Zi mersi că totul e ok. Păi nu prea e agent, că ai cam reușit să ne strici seara dacă asta ți-ai propus. Păză, dacă intra vreun hoț aici, noi eram tâmpiți să mă sunăm la poliție. Îi trăgeam box și îl puneam să se predea singur. Că suntem profesioniști, naiba. Păi da. Corect. Deci să revenim. Așa, Poponețule, dai alarme false, nu? Ce fac să mor eu dacă am sunat? Haideți să vorbim cu Mirabela. Poate că e o împărcătură de la Mârlanu. Și cum ăștia aveau telefoanele închise, m-am gândit să-l pun pe Mârlanu să suni pe fix, că ăla sigur nu se poate închidi. Dar nu erau închise, le uitasem pe Silent, de la teatru. M-am mai zis. Mă rog, și ați fost la locul efracției și n-ați găsit nimic? Exact. O fi fost o glumă proastă, șefa, dar la ce agitat părea ala la telefon, ai fi jurat că e real. O fi fost și trânsul la teatru, ca noi. Și-a furicit meseria. Meseria, dar trist. Dacă nu sunteți în stare să prindeți niște amărâți de host, de ce naiba nu desfințați? Ca să prindem iscroci ca tine, care reclamă furturi false ca să scoată bani din asigurări. De aia. Și dacă vrei să știi, colegii mei au fost la locul faptei, dar nici urmă de hoț. Ce ziceți de asta? Poftim? Adică barul meu e întors în fundul în sus, e varză, e praf și vei spuneți că... Ei, nu ca așa, nu o să rămână așa. Corect, o să te amendez pentru fals în declarații. E clar, e un abuz. O să plâng la superioare și o să rămâi tu fără pâine, să știi. Stai liniștit că nu mănânc pâine, că țin la siluetă. Alo, stai, amenda, mă, alo. Agent Mirabela, vreau să știu și eu de ce n-ați intervenit în spargerea de la bar. Ba, am intervenit șeful, dar băieții n-au găsit nimic să trăiți. Corect, nici măcar bar. Și pe lângă faptul că n-ați intervenit, l-ați mai și amendat pe băgubaș. Mirabela, ce cu tine? Ți-ai pierdut mințele? De fapt, nici nu e exclus, că doar stai cu Mârlanu. Nu mi-am pierdut nicio minte, șoful.
Păi și atunci de ce l-ai amendat pe reclamant? Pentru că... pentru că s-o dat la mine. O zis că dacă vreau să nu-mi imputi paguba, să las să... să mă înțelegeți. Des-o văzut cu mine singur aici în birou și... o prins curaj, nenorocitul. Păi lăsă-mă. S-a dat la tine aici în secție? Păi mie nu vine să cred. Nu, nici nu. Ia să facem noi o reconstituire ca să mă convingi. Adică eu sunt reclamantul și tu ești tu. Deci el intră pe ușa, la și cum s-a dat la tine? Așa? Ei, nici chiar așa, domn Chestor. Nu? Da, păi și atunci cum... Bă, mă ascultați! S-a dat așa? Cum, ta mea? Stai! Bis! Da? Extraordinar! Da. Păi în cazul ăsta trebuia să-l bag la arest! Mama lui de pervers! Data viitoare așa o să-i fac perversului! Așa să faci. E data, mă, situația mea? Normal că s-o lămurit. Treci la arest, nemericule! Ce? Nu! E numai mâna lui cu baza. Eu știu că ea are o combinație cu șefa de secție. Ea este iubita lui, de fapt, și el răzbuniu cu mine că nu fac discount la el. Tu crezi că eu nu știu asta? Pe buni, îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar eu nu mai execut ordine aici. Auzi? Deci sună pe Pupaza și spune că fac mega discount. Nu mai se elibereze aici. Îl duc banii eu personal acasă. Te implor și cinstesc și pe tine. Bla, bla, bla. Băi! Măi, Zenuța, jur, habar n-am, cine e aia? Troiu, vorbește cu mine. Șefa, mă scuzați de deranj, dar eu nu mai înțeleg nimic. Chiar ați fost la bar al Maho? Unde, mă, al Maho? Ce să căutăm acolo? Am fost la bar la Pupăză. La El Macho? Păi ce ați căutat acolo că spargerea se dădea la al Maho? Așa a zis Pupăză. N-ai zis, mă, că sunt hoții la tine? Că așa mi-a zis Mărlanul la telefon. Sărna, șefa! Sărna, pitulicea mea! Așa, mă? I-ai spus că spargerea se dă la El Macho în loc de al Maho? Păi, eu știu că m-ai luat și repede de somn așa, dar abia m-am trezit. Spus că seamănă barurile astea între ele ceva de descris. Cum seamănă, bă, Mărlare? Păi ce? Barul meu e bodega lui șnapalul ăla? Mirabela, du-te și eliberează-l pe ăla mai repede până nu depune vreo plângere mai sus. Mă scuzați, șefa, dacă am creat vreo contuzie sau o confuzie, dar nu mă pricep că ești față bisericească. Pentru mine toate barurile la fel, că e loc de pierzane unde eu n-am ce căta acolo, mă scuzați. Iubito, acum că s-a rezolvat problema asta, vii să rezolvăm și problema noastră? Hai că poți să-ți confirme și Chiorete și Popolescu, eu n-am nicio treabă cu aia. Și nu mint, că nu-i lasă deontologia profesională, nu? Nu știu, Popoza, o să mă gândesc. Acum du-te și lasă-mă. Unde să mă duc? Crezi că nu mi-am dat seama că ăștia doi nu sunt servitorii tăi? Așa proastă mă crezi? Ce s-o cu mă, idioților? Ce am spus? Noi nu i-am zis nimic. Șeful. Atunci cine i-a spus, mă? Păi crezi că mă l-am angajat. Pupăză. Bine, mă, fată, uite, recunosc. Casa asta nu e numai a mea. O am împreună cu... cu ăsta. Cu bucătoare. Ei, nu, că asta e culmea. Profitorule, bănuiesc că tu ești grădinarul adevăratului proprietar. Dar întrebarea e, cine e ăla? Uite banii promiși și mâine încolo ai discont întreg. Deci tu ești barosanul și ai venit să le aduci lefurile triplicilor. Auzi, nu vrei să mergem să bem ceva? Ba da, prințeso, la mine în bar e bine. Ai și bar? Normal. Da, auzi, mai bine mergem direct la tine acasă. Și acum că am scăpat de ponitoare, dragă patroane, e timpul să ne dai cașcavalul. Că noi ne-am jucat rolul de servitor la perfecție. Da? Păi să gândim să vii de asta. Ce vorbești? A, păi dacă nu dai bani, o să-i spun un Zen că ai chiar la cacică ta. Nu o să îndrăznești. Ia uzi, pune-mă la încercare. Că deja sunt plin de spume că m-ai lăsat fără femeie. Na. Fienelor, dar aveți grijă ce-i spuneți lui Zen. Păi bănuiesc că o să spună ce-ai învățat tu. Că aia nu era gagicăta și tot acum de minciuni. Cum? Și eu care am avut încredere în tine? Păi, ce stai să pute? Păi, după ea,
Și...